Bine ați revenit la Poliția Artei. Alături de mine, ca de obicei, Orațiu și David. Hai să criticăm, să analizăm și să notăm. What? Salvador Dalí. Am văzut o lucrare de-a lui. Era o doamnă cu o pâine pe cap. O pâine. Așa era, mai telefonul Homar din 1936. El vrea ca să... De fapt, este o pictură foarte bună. Și a pus ca și cum ar fi fost o farsă. Și oamenii vedeau totul oranj. Și el vedea totul de cum trebuia. Și a luat un homar și l-a pus pe telefon. Și oamenii se vor fi mușcați de homar cu cleștii lui foarte buni când ei vor vrea să răspundă la telefon. Așa. Mie, tu ce eu nu cred că asta e o capodoperă în cauza că mi se pare că e, nu știu, homarul mi se pare. Dar telefonul arată de parcă ar fi chiar real. Pentru că e o instalație. De fapt, nu e o pictură. Ba nu, a făcut o poză și a făcut 5 ani sau 27 de ani ca să termine toată pictura asta să arate așa. În acest hal ca pictura trecută. Eu cred că pur și simplu nu știu cum au făcut să aducă un homar și să îl pună. L-au convins. Cât să... Sau l-au omorât. Și nu, ăsta e viu, nu-i... Dalí nu omora homari, e cunoscut pentru asta. Ba nu, eu cred a luat un homar de la magazin din ăla mort, care se mânca, ca să-l poți mânca, întreg așa, și l-a pus pe un telefon. Și a făcut această poză și se crede că el nu este omorât. Eu cred că telefonul ăsta și cu homarul, de fapt mesajul este, cum ai spus și tu, pui mâna, țac, te mușcă. Cred că e foarte potrivită lucrarea pentru zilele noastre. Care ar fi mesajul? Vrea ca să fie o învățătură. Ca să nu se mai stea lumea, să nu mai stea lumea. Să nu răspundă la oricine. Și asta sau să nu stea? Adică, de exemplu, să nu stea ca oamenii, să nu stea mereu pe telefoane. Exact, exact. Și să nu răspundă la numere necunoscute. De exemplu, ei să înceapă să răspundă, dar dacă acel telefon este dintr-o altă casă, da, să fie o învățătură să nu pui mâna pe un telefon din altă casă. Dar cum funcționează telefonul ăsta? Păi, un telefon din anii 1000 și ceva. Nu știu de cine a fost inventat, dar cum să zic. Dar eu nu cred că era în poza asta, eu nu cred că era vorba să nu stăm foarte mult cu ochii telefoane, doar pe vremea asta, doar că dacă poza ar fi fost dată în anii aceia, da, n-ar fi putut, pentru că înainte, astea erau singurele telefoane, doar că telefoanele astea nu aveau ecran. Da, nu aveau, pur și simplu răspundeai aia, dacă nu-l cunoști. Păi cum sunai pe cineva? Păi pur și simplu... pe cineva folosind... Ce? O hârtie. Ba nu, eu folosind cercul ăla de acolo. Da, păi nu aveai scris pe o hârtie acele numere de telefon. Cred că îmi dau seama, acum telefonul te sună când vedeți acea bară de jos, cred că acolo este scris numărul de telefon. Acolo era trecut numărul de telefon al acelui telefon, ca să-l ții minte. Da. Și se scria pe o foaie când tu ți-ai făcut un nou prieten ca să-l poți suna. Mm-hmm. Deci lucrarea, ăsta e mesajul, nu mai stați pe telefon, măi, oameni buni. Ba nu, să răspund dacă nu... Nu răspunde dacă nu știi numărul. Ba nu, sau de nu răspunde obraznic. Nu răspunde când ești într-o altă casă la un alt telefon care nu e al tău. E al tău. Eu m-am uitat odată pe telefon lui mama. Opa. Îmi imaginez asta. Îți imaginez sau te-ai uitat? M-am și uitat. Așa. Dar îmi imaginez. Că m-am uitat pe telefonul ei. Nu, el își imaginează. Am memorat un număr de telefon, da, care eu nu știu al cui e. Da. Ca de exemplu, dacă tu l-ai memorat un număr de telefon care nu știi al cui e, da, să nu sun. Că de exemplu,
poate să cine fi... știe, da. De exemplu, poate să sun la poliție. Vine poate poliția. Să-ți răspunde un homar, ce te faci? Păi homarii n-au telefon. Bravo, ăsta e mesajul. Homarii nu au telefon, ce să caute pe telefon? Și în al doilea rând, homarii n-au gură ca să vorbească. Exact. Și ăsta e mesajul. Pentru că lumea ei vorbesc prin crești. Dar lumea suna homarii și nu știau de ce nu răspund. Nota. Eu dau 10, fiindcă am muncit foarte mult să fac această... homarul pe telefon. Ba nu, eu aș da nota această 5. Pictură. Nu e pictură, domnule, este un obiect. Este un obiect, îți spun eu 100%. Nota. Pentru poza, 10. Așa cum s-a inspirat omul să facă poza, cum da. Mi-am în minte, e nota 10, dar pentru... În realitate, pentru pictură, cum arată... Nu e pictură. Ba da, e... Nu are cum să facă un homar așa de bine. Păi nici homarii, să recunosc, homari... nu au atât de mult roșu. Ei au mai mult oranj. Ne vedem data viitoare. N-ați dat note, ai zis 10, tu? 5. 5. Foarte bine. Ne vedem data viitoare la rubrica, cum se numește, poliția? Poliția Artei.